România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Doamnelor și domnilor, de acum este foarte clar, guvernul va mări pensiile la data de 1 septembrie, cel mai probabil cu 10% din valoarea lor actuală. Anunțul a fost făcut de ministrul de finanțe, domnul Câțu, și este de fapt ultimul dintr-o serie care a început cu președintele Klaus Iohannis. Domnul Iohannis a spus încă de acum vreo 2 luni că bunicii și părinții noștri nu trebuie să sufere din cauza pandemiei, adică să nu fie ei cei care plătesc prețul pentru ce ni s-a întâmplat în ultimile luni. De atunci a fost un concurs de declarații, fie de la premier, fie de la ministrul muncii, care a și plusat, a zis, cum, dar de ce doar 10%? Să fie mai mult la sută. Știți că avem o lege în vigoare care spune că de la 1 septembrie pensiile trebuie mărite cu 40%. Legea asta, o bombă cu ceas, a fost inițiată de PSD, cred că să fac aproape 2 ani, și promulgată de președintele Iohannis și, mă rog, rezultatele sunt acum așteptate. Și în condiții normale, dacă nu ar fi fost această pandemie, mărirea e virtual imposibilă. Adică ar fi trebuit să plătim cu sânge această majorare și să dublăm deficitele bugetare într-o lume normală, deci fără boala asta nenorocită, da? Mărirea are 2 rațiuni în momentul ăsta. Prima este legată de mărimea mică a pensiilor, unele dintre ele chiar mizerabile. România are o clasă de persoane mult lăsată în urmă față de cei care muncesc sau față de, cum să zic, diversi privilegiați din statul nostru. Al doilea motiv de mărire este firesc electoral. O mare masă de voturi pe care nimeni nu o poate ignora, indiferent de cost. Cum populația României este din ce în ce mai bătrână, nu pot să le spui acestor oameni că, vedeți, voi nu mai aveți cu ce trăi. Să fim cinstiți însă și să spunem cum arată situația. România are deja un deficit bugetar de 4% în primele luni ale anului din cauza pandemiei. Cred că ne vom duce la 8%. Datoria publică va depăși jumătate din PIB anul acesta. La fel, sectorul bugetar rămâne nerestructurat, adică cu același număr de angajați, și este improbabil ca pensiile speciale să fie micșorate. Calificativul României dat de diverse companii internaționale de rating economic este cu o treaptă deasupra categoriei gunoi, de unde te mai poți împrumuta doar la niște costuri extreme. Și să fim realiști, dacă tăiem pensiile speciale, banii nu ajung pentru plata restului de pensii. Ce nu spune domnul Câțu este că efortul bugetar doar pentru finalul acestui an va fi de aproape 1 miliard de euro, iar pentru anul viitor, dacă mărim pensiile cu 10%, trebuie să mai adăugăm cam 1,5 miliarde de euro la fondul deja existent. Față de aceste cheltuieli, guvernul trebuie să mai plătească sectorul bugetar, să dea ajutoare economiei, să aloce banii pentru investiții. Știți voi, stradă, școală, spital, ce ne mai trebuie? Numai o minune ar putea să facă toate treburile astea la un loc. Adică este exact ceea ce vor domnii de la PSD și domnii de la PNL să se îndeplinească o minune, astfel încât ei să ia voturi. Sau poate pur și simplu nu-i interesează. Cred, indiferent de ceea ce ne-am dorit noi, cred în acest moment că suntem cu toții de acord că banii nu sunt. Și acum, surpriză, a venit barometrul Europa FM, chiar acum 2 ceasuri, făcut de IMAS, da? Barometrul Europa FM este un sondaj pe care noi îl facem lunar. El arată că majoritatea românilor, 66%, sunt de acord cu majorarea pensiilor. Noi ne-am gândit la începutul lunii iunie să punem această întrebare, pentru că am știut că luna aceasta se va lua o decizie politică și am vrut să vă consultăm pe dumneavoastră, da? Le-am cerut cercetătorilor de la IMAS, spuneți, domnule, această întrebare, să ne lămurim și noi ce crede lumea. Da? Și 66% dintre dumneavoastră sunt de acord cu majorarea pensiilor. Dintre cei care sunt de acord, mai bine de un sfert spun că acest lucru trebuie făcut chiar cu 40%. Iar altă pătrime crede că mărirea ar trebui să fie de 20%. Cu mărirea de 10% anunțată de domnul Câțu, e de acord 15% din populație. E clar că voi, românii, majoritatea, așteptați să se întâmple acest lucru și e firesc să fie așa. Nu poți trăi cu 1326 de lei, cred, cât e pensia medie în România. E o mizerie. Da, e o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Vă întreb astăzi, cum
facem lucrul acesta însă, da? Pentru că aici trebuie să ne consultăm. Dacă am hotărât noi ca nație că e important să facem asta, hai să vedem. În ce condiții ați fi de acord cu majorarea pensiilor? La ce ar trebui să renunțe societatea pentru a putea plăti pensii decente? Ar trebui tăiate pensii speciale, redus numărul de bugetari, renunțat la investiții sau poate trebuie continuate împrumuturile la bănci? Oameni buni, 0372069599 este telefonul nostru. Am văzut deja, se sună în valuri, o să vă rog să aveți răbdare. O să încercăm să auzim cât mai multă lume astăzi, să ne sfătuim împreună asupra ceea ce trebuie să facă societatea noastră pe mai departe. Așadar, îl salutăm întâi pe Adrian. Bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit, domnule Striblea. Bună ziua, European FM. O să insist asupra faptului că eu mă numesc Cătălin, da? Da. Te ascult, Adrian. Da. De ce avem nevoie? Păi cred că în primul rând avem nevoie de un altfel de societate, un altfel de electorat. Oameni mai responsabili, oameni care să nu mai plece urechea la toate bazaconile pe care le emit guvernanții în anii electorali. Stai un pic. Asta înseamnă că tu îi critici pe cei 66,9%? Categoric. Categoric. Categoric, dar am o circunstanță atenuantă pentru dumnealor. Păi e de înțeles să vrei lucrul ăsta atât timp cât când vezi ce pensii iau alții special peste speciali. Ok. E firesc. A fost evatura asta atât de puternică cu abrogarea, care a fost chiar ca un fel de petardă aruncată și oamenii acum au văzut lucrul ăsta, au văzut, nu se întâmplă nimic, păi și noi de ce să nu avem și noi pensii mai mari? Corect. E firesc judecata, dar pe de altă parte, știi, de unde bani? Păi da, asta întreb și eu, adică... Credeți-mă că nimeni nu-și pune această întrebare. Deci dacă întrebați un pensionar acum care are 80 de ani, de exemplu, credeți că pe acel pensionar îl mai interesează de unde se iau banii, când el știe că mai are de trăit câțiva ani de zi? Da, și dar el merită să aibă o viață decentă ca toată lumea, da. Și vede că nu se ajunge, da. Da, dar nimeni nu-i explică că, și nu vrea să explice că la ora actuală economia nu poate suporta mai mult, da? În ciuda acelor bani pe care îi încasează unii, și dumneavoastră a spus foarte bine lucrul ăsta, l-a și spus chiar și eu, chiar dacă am renunțat toate pensiile speciale, nu se pot, am redistribuit acei bani către pilonul întâi de pensii, nu s-ar mări cu cine știe ce sume pensiile fiecăruia în parte. Da, pentru că știi unde e confuzia? Acolo lumea crede că atunci când se renunță la pensiile speciale, nu le mai dăm pensii oamenilor ălora deloc. Nu, ceea nici pomeneală. Nici pomeneală. E o economie care s-ar face undeva la vreo 260 de milioane de euro pe an, în realitate. Nu. Știți care e treaba? Dacă s-ar renunța la cota de pensii speciale, ar fi cam 1 miliard de euro. Dar rămân celelalte 8 sau 9 miliarde care se duc pentru militari și polițiști. Ei, aici nu se poate umbla. Să știi că lucrurile arată în felul următor. Deci în anul 2019, pensiile bazate pe contributivitate au costat 14,73 miliarde de euro, da? Și pensiile speciale, adică partea aceea de surplus, au costat 268 de milioane de euro. De ce acest lucru? Pentru că o parte din acești cetățeni sunt pensionarii de la MAI, care au pensii de serviciu, și acolo și de la Ministerul de Interne, și sunt alții decât cei 9.528 pe care noi am putea să-i ștergem din pensii speciale. De fapt, cei 185.000 sunt... cum s-ar zice, diversi militari care oricum vor avea diverse drepturi destul de mari. Da, să le expunem acest lucru. Deci spune-mi încă o dată, Adrian, tu sub nicio formă, nici cu mărirea asta de 10%, nu ai fi de acord? Nu, bineînțeles că nu, dar din păcate eu sunt foarte mâhnit, ca să spun așa, că domnul Câțu, care e un finanțist totuși, destul de redutabil, nu prea știe să vorbească, dar nu asta e problema. Nu spune lucrurilor pe nume, cât a fost în opoziție, mă rog, și acum tot în opoziție, că nu au ei majoritatea, dar cât avea o voce critică la adresa vechiului guvern, lucrurile păreau cu totul altfel și nu înțeleg de ce imediat cum ajung în propoziție că asta încep să se contrazică. Deci
Nu, nu se pot mojara, să fie clar, să fie foarte clar. Și eu cred că orice om de bună credință știe lucrul ăsta. Nu e nevoie. Până și cei mai ticăloși politicieni știu că banii vor fi luați în împrumuturi. Da. Nu există altă sursă. Păi, poate asta o fi ideea. Îți mulțumesc tare mult, Adrian. Adică, și dramatic dacă ne împrumutăm, adică până la urmă ne împrumutăm pentru tot felul de prostii, nu? Adică, cum să nu ne împrumutăm pentru a aduce un pic mai bine în viața noastră? Cornelia e la România în direct. Salutare, Cornelia. Să fiți iubiți, domnul Cătălin, cu toată echipa dumneavoastră, de la Brașov, vă deranjez. Da. Am frumoasa vârstă de 68 de ani și jumătate. Vă ascult, doamnă. În noiembrie împlinesc 69 de ani. Covechim în câmpul muncii de 38 de ani, bătuți așa pe muncie, și am o pensie de 1174. Da. Să știți că mai lucrez ca să-mi îmbunătățesc traiul. Dar, din punctul meu de vedere, deși am pensia mică, eu aș mări pensiile celor, la o parte numai din ei, care au lucrat, care au contribuit. Nu, eșalonat. Nu la cei care nu au lucrat niciodată. Acum știți iar cum referitor e la bani, da. Deci din punctul meu de vedere, nici nu le-aș mări. Ca să facem ceva cu bani, să alocăm pentru investiții. Așa vă văd, deci dumneavoastră ați renunțat la bucățica aia de pensie, doamna Cornelia? Da, eu vin la 7 dimineața la servici, plec seara la 6. Altă dată și sâmbăta, altă dată, poate nu semnesc condica, dar am semnat condica ani de zile. Am făcut naveta, am trecut prin Olt, prin apă, primăvara-toamna, și la școală, la liceu lateral, am făcut profesional în București, am prins acolo cu tremurul. Vă înțeleg. Și am revenit acasă. Deci munciți de 40 de ani, da? Dacă domnul Câțu v-ar... Deci eu... Am lucrat în singur. Am lucrat în uzină. Adică lucrez, sunt legător de meserie. Leg. Deci meseria e brățară de aur. Dumneavoastră, dacă v-ar mări pensia, vi s-ar face cu ăștia 10% vreo 1300 de lei. Și ce să fac? Deci, tot prostie. Ce? Nu, dar eu, pe cuvântul meu de onoare în situația asta, deci eu nu sunt cu niciun partid. Deci... Sunt apolitică. Dar în situația asta critică, să dăm guverne, să urcăm guverne, să ne încurcăm, să ne blăduim în politică și să nu vedem realitatea, e groaznic, e grav, e foarte grav. Dar cum sună realitatea? Adică la ce vă gândiți exact când spuneți să vedem realitatea? Realitatea, deci trebuie să se facă investiții, să nu se mai certe între ei. Și, domnule, li s-a dat la aia mari pensii, lasă-i să se ducă, că tot atât aduci cu mormei, să știți. Cât duc și eu, cât duce și ăla. Și bogatul ca și săracul. Tot acolo se duc. Aveți mare, mare dreptate, dar știți cum e, își fac bătrânețile un pic mai ușoare. De fapt, marea problemă a României nu constă în, cum să zic, valoarea pensiilor, ci în modul inegal, în această inechitate profundă pe care statul român a creat-o pentru tot felul de oameni. Asta e, de fapt, marea problemă. Cum cineva a avut o mică putere, cum s-a strecurat pe sub gard și a scăpat. Și politicienii noștri au fost dispuși să creeze aceste mici cercuri de putere în care s-au inclus și pe ei, fără a se gândi la diferențele enorme pe care le vor crea în societate. Să știți că societatea noastră cred că e mult mai inegală decât orice societate capitalistă. De la 1300 de lei până la 20.000 de lei, cât este o pensie de magistrat, diferențele sunt foarte mari. Și dacă și chiar dacă ții cont de utilitatea socială. Veronica, bine ai venit la România în direct. Salut! Da, bună ziua! Bună ziua, te ascultăm! Sunt din satul Seliștat, de lângă Făgăraș. Am mers pe 72 de ani, și sunt de acord cu mărirea pensiilor, pentru că 30 de ani nu s-a investit în absolut nimic. Nu eram de acord. Dacă vedeam o școală, spitale, dacă vedeam drumuri, 30 de ani n-au făcut nimic, numai ne-au mințit.
Iar toți comentatorii, și Pătraru, și Banciu, și restul, ne fac niște nătărăi, pentru că i-am votat și am fost lângă ei. Deci cine, să doamnă? Ne mărească pensiile. Pe cine ați votat, că asta eram curios? Pe cine ați votat, că asta eram curios? Deci am votat în sat pe primarul nostru PNL, care este un gospodar, adică în sat. Noi suntem un sat, aparținem de comuna Șoarci. Este un gospodar și dumnealui face ce poate. Dar marea lui calitate este că știe să asculte oamenii, de să vorbească, e deschis la oameni și face cât poate de-a face. Iar pe ceilalți am votat cu PSD-ul, pentru că Dragnea a avut un program la început, de nu l-a putut combate nimeni. Deci programul lui Dragnea, care și acum luni de zile la toți comentatorii, pe toate posturile, n-am văzut un contracandidat să vină, nu e adevărat, minte. Toți cum, au fost de acord. Toată și lumea a spus că minte. În momentul în care domnul Dragnea v-a promis că face pensii mai mari cu 40%... Nu e vorba atunci. Este vorba înainte de alegeri. Ei, cum, înainte, doamnă? De alegeri. Deci asta era o minciună sfruntată. Adică, era o minciună, dar nimeni n-a venit să-l combată. Acum nu vreau să mă cer cu dumneavoastră. Știți cum e? Dar poate v-ați ales să... Poate v-ați ales greșit sursele de informare. Eu am vorbit de... La televizor. Deci la televizor. De la televizor. Peste nu vă mai uitați la televizor. Și la domnul Batistuță a apărut. Nimeni n-a apărut din opoziție să zică cifrele sunt așa. A zis domnul Câțu. Deci săracul Câțu care mărește... Săracul Câțu, iau cum am ajuns să vorbesc. Deci Câțu care vorbește, care zice acum că mărește cu 10%, a vorbit în deșert ani de zile și a spus: domnule, nu faceți, domnule, așa ceva cu 40%, că ne nenorociți pe toți, adică nu se poate. Numai puțin, eu nu mă refer la perioada asta de ultimii ani. Am înțeles, nu. În 2000. Să știți că domnul Câțu nu e inventat, asta zic și eu. Domnul Câțu n-a apărut acum ministru deodată. Domnul Câțu e el politician și economist de o viață foarte întreagă. Foarte bine. Cine Bun. Este dumnealui? Cine Dar, este dumnealui? Ca să înțelegem acum, deci dumneavoastră și eu vă înțeleg, ce pensie aveți? Eu am 1630. 1630. Puțin, ca peste tot, ce să zicem. Da, este puțin, mă mulțumesc că suntem sănătoși și soțul. Avem doi băieți cu familiile lor, cu câte doi copii, unul are două fete, unul are doi băieți. Și norocul nostru, deci norocul nostru, că au situație, deci muncesc. Deci n-au venit ajută să bată la ușă să zică: mamă și tată, dă-ne, ajută-ne, știți, că nu, doamnă, avem. Că ce lor, făceam atunci? Știți că lor le va fi mai greu? Știu. Da, știți că lor și copiilor lor, că bănesc că aveți nepoți, le va fi și mai greu în condițiile în care dumneavoastră vi se mărește pensia. Știu, știu. Dar nu cred că vor fi investi. Deci nu văd. Să văd în 30 de ani, noi n-am văzut nimic, domnul Strible. Nimic, numai ne-au mințit, numai ne-au trombonit, ne-au vrăjit, ne-au legat la ochi, ne-au făcut surzi. Noi așa ne uitam cu speranță. Speranța noastră a fost în USR acum, care a picat, a căzut. Păi mai dați-le, timp, că e un partid de 10%. Că nu știm, nu știm încă trebuie să o luăm, de asta suntem disperați. Deci nici investiții, nici școli, nici spitale, nici drumuri, nici nimic și nici pensie. Ba să ne mărească pensiile, măcar mai ales celor cu 700 de lei. Mulțumesc mult, doamna Veronica, spor la treabă și multă sănătate. Mulțumesc că ne-ați sunat. Asta e situația în România. De ce să nu se creadă lumea mințită? E adevărat, însă, în egală măsură, că, indiferent de ceea ce am spune, schimbările la nivelul vieții noastre nu sunt foarte mari, dar să știți că România a progresat, adică mai vezi și câte o școală, mai vezi și câte un spital mai bine aranjat, numai că a progresat, așa cum spun, cu totul și cu totul inegal, pe diverse regiuni. Dacă doamna de la Făgăraș, acolo în zona aceea de țară în care s-a mai făcut câte ceva, se plânge că lucrurile n-au mers bine, vă dați seama cum e cineva de la Vaslui care n-are niciun drum, nicio autostradă și a cărui singur scop în viață este să ajungă în Italia sau în Spania. Revin, astăzi discutăm despre sau plecând de la barometrul Europa FM, în care se spune că 66% dintre dumneavoastră, 67% dintre dumneavoastră sunt de acord cu mărirea pensiilor. Domnul Câțu a anunțat și el că pensiile vor fi mărite cu 10%. Vă întrebam astăzi cum se poate face această mărire. Care e soluția? Adică de unde să tăiem? Și îi dau voie lui Augustin să vorbească în acest moment. Salut, Augustin! Bună ziua, Cătălin! Eu sunt genul de persoană care vrea să vorbească odată despre problemă și, dacă se poate, de 10 ori despre soluții.
În România, cel puțin pe subiectul bani, se vorbește foarte des despre creșteri. Creșterea salariului minim, creșterea pensiei în cazul de față. De ce nu am vorbit despre scăderi? Scăderea costului vieții. Încă e foarte important să ne propunem. Hai să vedem. E o problemă scăderea costului vieții. Și să încerce ai noștri scumpi și dragi conducători să găsească 10 soluții pentru această problematică, astfel încât pensiile să nu fie nevoite să fie crescute și viața să poată să aibă un cost mai redus. Aha, adică 2. Să ai o putere de cumpărare mai mare în aceiași bani, asta zici tu. Cam așa. Un alt aspect pe care poate cei ce au răspuns barometrului Europa FM nu l-au luat în calcul ar fi cel legat de decreței care vor ieși la pensii, anii 60-70, și vor reprezenta o extraordinar de mare cheltuială pentru statul român. Și cred că acolo va fi o mare problemă. Probabil că această povară va pica tot pe mediul privat și vor crește taxe. E, dacă vreți, și un semnal de alarmă pentru conducătorii de companii din România. Pregătiți-vă, oameni buni, pentru că urmează să plătiți bani serioși. Acei oameni au muncit și ei, au dreptul la pensie, dar să vedem ce condiții vor fi atunci. Știi pentru că sporul PSD, natural scade. Știi că PSD a anunțat deja că se gândește la impozitare progresivă, adică a identificat corect o sursă de bani. E clar că sursele de bani există, dar în aceeași măsură cât de greu va fi pentru mediul privat să poată să susțină aceste taxe, pentru că atunci nu mai vorbim de puterea de cumpărare a mediului privat, de puterea de plătire onorabilă a angajaților și legat de acest aspect, pentru că vorbea o doamnă mai devreme că e și pensionară și angajat, ar fi extraordinar să există o legislație care să încurajeze angajatorul să plătească poate mai puține taxe pentru banii pe care îi dă unui pensionar, suplimentându-i într-un fel sau altul pensia. Bravo, a venit cineva zilele astea cu o propunere, dar pot să-ți dau un contraargument, uite, sfătuindu-ne așa, nu contraargument, să completez propunerea ta. Ce zici de, o legislație în care cine a ieșit la pensie de la stat, mai ales din instituțiile sale de forță, împing și eu lucrurile la extrem, să nu se mai poată angaja în administrația publică, adică să plece la pensie la 47 de ani cu o pensie de 5.000 de lei, după care să ocupe un post de consilier la primărie sau ceva acolo cu alți 5.000 de lei. Ce zici de ideea asta mea? Trebuie văzută dacă persoana respectivă este cu adevărat atât de valoroasă încât să merite acea pensie, pentru că asta era o altă idee pe care o aveam în minte. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că există și persoane care au muncit în viața asta în posturi foarte grele. Există locuri de muncă în care acest efort profesional a fost depus într-un mod în care poate nu-l depun alți angajați. Și atunci e normal ca pe măsura importanței muncii depuse să existe acele pensii speciale. Până la un punct, în schimb. Repet, dacă acești oameni se dovedesc a fi niște oameni foarte capabili care să merite o pensionare la 47 de ani cu o pensie de 5.000 de lei în România, sunt perfect de acord. Dar trebuie să fim siguri că acei oameni merită. Pentru că dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, nu știu de ce înclin să cred așa în spiritul ăsta românesc, că vor exista persoane care vor încerca să ajungă într-o astfel de postură cu sau fără abilitățile profesionale necesare unei astfel de posturi. Augustin, îți mulțumesc tare mult că ne-ai sunat. Îmi face mare plăcere să învăț în fiecare zi de la voi, să ascult oameni argumentați și oameni care vin să-și susțină ideile aici. Sper că România în direct va rămâne același spațiu de dezbatere național asupra unor probleme care, ne afectează viața în mod deosebit și că vom continua să venim cu soluții. În primul rând, știu că nervoși suntem cu toții și, într-adevăr, cum a spus și doamna mai devreme, domnule, viața noastră e șubredă pe aici și pe acolo. Haideți să vedem mai întâi cum se poate construi. Alina, ești la România în direct. Astăzi vorbim despre prognozata mărirea pensiilor cu 10% de la guvernul PNL, în loc de, nu uitați nicio secundă, că legea spune că mărirea trebuie să fie de 40%. Salut, Alina! Bună ziua! Vă mulțumesc că mi-ați acordat șansa de a fi în direct. E pentru prima dată când am îndrăznit să intru, cu toate că toate temele pe care le propuneți sunt extraordinare. Sunt cadru didactic.
Așa. Și pornesc de la niște date statistice, pentru că cu asta lucrăm, în primul rând. Piramida vârstelor, știți ce spune foarte clar. România se află într-un proces de îmbătrânire a populației, un proces accentuat. Mă bucur că domnul Augustin dinaintea mea a spus de generația de creceilor care așteaptă în curând și ei pensie. Sigur că da. Eu sunt născută mai târziu, mai am până la pensie. Știu că cei mai mulți dintre pensionari au pensii foarte mici. În mediu 1300 de lei. Corect. Mama mea, după 35 de ani de muncă, are o pensie de 10.000 de lei. Acum nu vreau să da, 1.000 de lei, îmi cer scuze, vorbeam pe lei am înțeles ce vrei să spui, da, sigur. Știu că cei mai mulți se așteaptă la venituri suplimentare. În România au fost date atâtea legi care nu se respectă, încât este dureros. Avem legea, fiind cadrul didactic, o știți foarte bine. Ce spune legea educației? 50%. 6%, dumneavoastră aveți cele așa din PIB pentru educație. Așa, la ea vă referați. De aici pornim. De aici pornim. Dumneavoastră mai aveți o lege cu mărirea salariului cu 50% de la domnul Tăricianu sau Bocră. Da, corect. Și ne-am judecat și după lungi procese am câștigat ceva de acolo. Nu tot. Corect, nu tot. Și nu mai vorbim de calitatea actului de educație, care este o consecință a lipsei de consecvență a clasei politice. Deci, și atunci, nu știu. Care e concluzia, sunt atâtea cauze. Concluzii. Așa. Deci mă și doare sufletul să dau concluzii. Da, ea chiar dă concluzia. Cei care votează, în primul rând, dacă stăm să urmărim statisticile, cei care merg la vot, cine sunt? Majoritar persoanele care au peste 50%. Pentru că ei au datoria votului foarte bine întipărită. Tineretul nu se duce la vot. Și ce aștepți? Poftim? Ce aștepți? Aici vreau să ajung. Să te aduc la concluzie, să-mi spui dacă ești de acord sau împotrivă și dacă deci da... Nu... Corect, o uniformizare, o recalculare, muncă corectă, venituri corecte. Deci, da. Știu, toată lumea este specială. Nu numai cei din armată, cei din justiție. Fiecare muncește pe domeniul său și o muncă corectă trebuie renumerată corect. Corect. Dar v-am zis, în același timp mă gândesc și la marea majoritate a pensionarilor care au venituri mici și așteaptă, se gândesc cum să-și drămuiască în condițiile în care prețurile și coșul zilnic, știți, este tot timpul crește și cheltuielile de asemenea și nivelul lor de sănătate scade, da. Foarte știu că e o dramă. Știu că e o dramă, Alina. Și eu am părinți în vârstă și ei iau pensie, ba mai și muncesc pe lângă pensie. Corect. Ai mei. Cum să zic, dar lucrurile sunt foarte complicate, pentru că... Da, ei se consideră îndreptățiți. Asta spun. Într-un procent sunt de acord cu ei, pentru că își merită acești bani, aceste pensii, dar în același timp știu că sunt conștientă de faptul că țara se va îndatora. De asta nu avem nici bani pentru mărirea alocațiilor, de asta nu avem nici bani pentru investiții în spitale sau în sistemul de educație și totul este un tăvăluc. Mulțumesc! Da, așa este. Totul este un tăvăluc și nici noi nu știm cum și atunci îți trebuie politicieni curajoși care să vină la un moment dat să spună lucrurile pe care Alina le-a zis, să zică, domnule, putem merge până în punctul ăsta, uitați, atât ne putem împrumuta. Domnul Câțu, ce să facem? Are nevoie de voturi. Acum vine campania electorală, asta e situația. Pe de altă parte, lucrurile așa arată mizerabil. Și însă, după asta, vor fi 4 ani, da? 4 ani în care nu mai avem alegeri. Dacă nici atunci nu rezolvăm niște probleme esențiale, chiar va fi dureros. De asta va trebui să reașezăm întreg sistemul, vor trebui făcute niște calcule. Pensiile speciale vor trebui date doar acolo unde lucrurile chiar sunt meritate, adică doar în anumite profesii, va trebui să creștem colectarea și pregătiți-vă, oameni buni, pentru că va trebui să lungim anii de muncă. Adică domnul Sorin Niculescu aici de față și care ne ajută la această emisie, nu o să mai iasă la pensie la 65 de ani, ci va face această emisiune până la 72, cred eu, părerea mea. Așa o să te ținem noi la muncă, Sorin. De asemenea, va trebui însă să stimulăm
munca pentru a aduce fondurile necesare. Florin vine acum la România în direct. Bine te-am găsit, Florin. Bună ziua și bine v-am găsit. Între care te situezi sau în ce parte te situezi? În cei 66% care spun că da, trebuie mărite pensiile sau în cei 30% care spun, domnule, nici vorbă de așa ceva? Eu mă situez între ei, ca să spun așa. Pentru o parte îmi doresc să mărească pensiile pentru că sunt cei nevoiași care chiar au nevoie de acel 10%. Iar în partea cealaltă, din punct de vedere economic al țării, nu ar trebui să se mărească pensiile. Dar încă o dată, cred că discrepanța care există în mediul social al pensionarilor este enormă. Eu sunt un tânăr de 35 de ani și mă gândesc dacă voi ajunge la pensie sau nu voi ajunge la pensie, că așa cum spuneai tu mai devreme, s-ar putea să muncesc până la vreo 72 de ani, iar speranța noastră de viață e mai mică de 72 de ani, a României, a românilor. Din punctul meu de vedere, sunt foarte multe pensii speciale, dar sunt foarte mulți pensionari care iau locurile de muncă ale tinerilor. Mai ales în instituții de stat. Să punem această... În toate instituțiile, pentru că n-au lucrat chiar toți, dar sunt pensionari care ies la 65 de ani la pensie, dar datorită faptului că ies cu 1200-1300 de lei pensie, nu se pot întreține și au nevoie să ducă să muncească în privat. Știi tu multe astfel de cazuri? Adică eu am mai văzut pe la magazine vânzători mai în vârstă și apreciez lucrul acesta, mai ales că într-o perioadă în București a fost nevoie de forță de muncă. Dar tu știi multe astfel de cazuri? Da, știu destul de multe. Lucrez într-un domeniu în care mă întâlnesc, e un domeniu al vânzărilor, în care sunt foarte mulți oameni care vin să lucreze, pentru că efectiv trebuie să-și întregească venitul. Nu-i condamn și sunt de acord cu ei pentru că au nevoie de acei bani. Numai că statul trebuie să facă ceva în așa fel încât în momentul în care un angajat din MEA iese la 45-47 de ani la pensie, așa cum spuneai și tu, acela ieși la pensie că nu mai e bun de muncă, nu? Că așa se face acea pensie. Bă, nu mai ești, gata. Ajunge cât ai muncit, nu mai ai voie să te angajezi în același domeniu sau în alt domeniu. Pentru că el la 45 de ani poate să vină să se angajeze, dau doar un exemplu ipotetic, ca și alți pensionari, se pot angaja pe 1500 de lei pentru un job care un tânăr sau un om aflat în vârsta a doua spre a treia ar trebui să încaseze 3000 de lei salariu. Iar angajatorul îl preferă pe cel care vine pe 1500 de lei. Să știi că eu am o problemă acolo, mai ales în poliție, nu știu, la Ministerul Apărării Naționale, unde, desigur, e o meserie care presupune forță și vitalitate mereu. Dar la poliție eu nu înțeleg de ce se poate ieși atât de devreme, pentru că ai o grămadă de dosare cu autor necunoscut și poți să stai acolo să te uiți pe ele, nu știu. Zic, domnule, poți să fii polițist și la 53 de ani, uitându-te pe niște dosare mai vechi. Nu trebuie să fugărești hoții pe stradă la... vârsta de 60 de ani, da? Nu despre asta e vorba. Greu este pentru cei care sunt pe teren în poliție, dar pentru cei care mută o hârtie dintr-o parte în alta, nu este greu și tot la 47 de ani ies. Da. Voiam să spun că... Mai este încă ceva din punctul meu de vedere. Pensionarii din nivelul de stat sunt foarte mulți plecați de la administrația locală sau centrală publică, sunt plecați la pensie și este supra-saturat acest sistem public. Oh, da. Păi acolo trebuie să umblăm pentru că eu nu știu cum se poate face și o mărire de pensii, dar să nu umbli deloc în sectorul bugetar. Îți mulțumesc tare mult, Florin, să știi că speranța de viață în România e de 75 de ani și 3 luni, deci am mai avea timp de la 72 până la 75 să ne odihnim la pensie. Felix vine acum la România în direct după acest barometru Europa FM care ne arată că majoritatea dintre voi susțineți mărirea pensiilor, chiar cei mai mulți cu mai mult de 20%. Salut, Felix! Salut, Cătălin! Unde stai? Adică... Târgoviște! Nu, în această chestiune, adică ești pro unde sau... Unde stau, unde mă situez? Da, unde foarte bine, situez, pentru... Da. Pentru, te ascult. Pentru cu observație, Cătălin... O creștere de 10% este, de fapt,
actualizarea la inflație și la creșterea de salariu mediu brut. De acord. Și care trebuia dat din ianuarie, dacă nu te superi. Acum, eu sunt pentru și o să spun și de ce. Bătrânii ăștia nu trăiesc la două ori. Doi, este o formă de respect, de apreciere. Și trei, este grija altora să găsească soluții. Acum, dacă îmi dai voie, o să spun și un punct de vedere care evident că e subiectiv. Eu aș propune spre studiu acordarea acestei creșteri liniar sub forma unor tichete de hrană, să spunem de 300 sau de 500 de lei, pentru toți pensionarii. Ok, interesant. De ce spun chestia asta? La o pensie de 1000 de lei, o creștere de 10% este 100 de lei. Ce poate să facă un om cu banii ăștia? Și statul să-și facă de cont? Da, interesant, deși banii tot pe pastile, că eu nu cred, pe pastile și mâncare ajung, că eu nu cred că îi țin ei la teșcherea așa să deci adune averi. Ar fi o etapă de studiat și spun și de ce, uite, dacă s-ar acorda tichete de masă de 300 sau de 400, 20% se întorc sub formă de TVA, nu? Da. Ok. Să nu faci calcule ca Olguța acum, că Olguța își ținea plata bugetarilor numai din impozite și o ținea, adică inventase acum perpetuum mobile. Acum vreau să fiu răutăcios, nu știu cine este Olguța. Să trecem la pasul următor. Cum a fost ministrasă pe domeniu? Cum am soluționat această problemă, în opinia mea? Și sunt mai multe abordări, dar le spun pe primele două. Unu, eu aș crește TVA-ul cu un amendament. Așa. Adică, de exemplu, l-aș face 24%, dar aș stabili prin lege că cine plătește cu altceva decât cu numerar primește înapoi 5% din TVA. Asta ne-ar ajuta să scoatem la lumină banul care circulă la nevedere. Interesant asta, da. O a doua chestiune ar fi, eu am propus treaba asta când candida Ponta la o funcție, dar n-a vrut să mă asculte nimeni, mă rog. Așa. Și a doua chestiune, avem o groază de bugetari care au vârsta de pensie, care au beneficiat de o lege care le dă dreptul să preseze încă 3 ani cu niște salarii frumușele. Această lege cred că trebuie modificată și cei care au vârsta de pensie și sunt angajați la buget să meargă la pensie. Și Vă rog? Și să dea drumul altora să ocupe posturile respective, bănuiesc că la sau să le blocheze. Sau să le blocheze, să nu se mai angajeze. Pentru că suntem cam mulți acolo, nu? 1, și vreo 5 milioane. Da, poate mai puțin. Foarte interesante soluțiile tale. Am un amendament, mulțumesc tare mult, Felix. Am un amendament la chestiunea cu TVA-ul diferențiat. Nu știu dacă se poate aplica constituțional, pentru că acolo sarcina impozitelor ar trebui să fie egală, indiferent de modul în care plătești, nu? Adică nu poți fi vinovat dacă n-ai card. Ar mai fi 2 minute din această emisiune. Ba, chiar mai multe. Radu, salut! Bine ai venit la România în direct. Da, bine te-am regăsit. Salut! Ne auzim cam prost. Da, și eu sunt în categoria celor care sunt de acord că este absolut necesar să se mărească pensiile. E clar, pensia medie este undeva la 1300-1600 de lei pe lună. Toate discrepanțele astea, sigur că le-au făcut politicienii între pensia medie și pensiile din sisteme diferite, sistemul de armată, sistemul Ministerului de Interne. Întrebarea care se punea este de unde sursa de finanțare. Da. Ei, sigur, problema este numărul mare de bugetari în țara asta. Toată lumea e conștientă de aspectul ăsta, că suntem o țară unde foarte, foarte mulți sunt bugetari. Deci, acei oameni nu aduc plus valoare la economia asta. Și atunci ai tăiat de acolo și s-ar echilibra lucrurile cumva. Evident că s-ar echilibra. Nu sunt bugetar, eu am lucrat tot timpul în domeniul privat. Deci s-a creat o discrepanță în acești ani între bugetari și cei care sunt în domeniul privat enormă. Adică în domeniul privat, pentru un salar de 3-4 mii de lei net în mână, chiar tragi și muncești și îți pui mintea la contribuție. Ori în domeniul bugetar, un șofer la primărie sau un șofer la orice altceva are din stat 4-5 mii de lei
da la unele primării, da la altele, nu, depinde ce mai face acolo, cum se descurcă. Într-adevăr, păi acele nu face nimic. Într-adevăr, aparatul administrativ s-a umflat și a crescut precum aluatul și la salarii. Și știi că luna asta, primarii de municipii mici s-au dus la guvern și au zis: guvernul, le dă-ne bani, că dăm faliment, că a fost epidemie. Ce zici de treaba asta? Discrepanțele astea e clar, le-au creat ei, politicienii, nu? Exact, ca să poată să-și pună în sistemul bugetar persoanele apropiate. Că am fost și noi de vină, deși chiar sunt o persoană implicată care m-am dus tot timpul la vot și am încercat să votez corect și cu cine am crezut că o să facă ceva pentru țara asta și o să aducă plus valoare. A, că mi-au demonstrat că de fapt s-a aplicat sistemul, pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem toți ca proștii, asta așa este. Da, s-ar putea să ai dreptate. Îți mulțumesc tare mult, Radu, pentru această concluzie. Să spunem în felul următor, de la 1 septembrie pensiile vor crește probabil cu 10%. E un efort mare pentru România, e un efort care, pe de-o parte, e necesar, pentru că mai vine un pic acolo. O să auziți politicieni care o să spună: domnule, nu e de ajuns, e o trădare a acestor oameni. Cine spune că se pot plăti pensii mai mari cu 40% în România, minte sau pur și simplu nu-i pasă de ceea ce o să trăim noi în anii viitori. Nu cred în acest sistem în care statele se pot împrumuta la nesfârșit pentru a plăti niște cheltuieli. Poți să faci o perioadă de timp acest lucru, dar numai dacă investești în anumite zone care să-ți aducă beneficii. Eu nu cred că statul român anul acesta, în condiții de pandemie, de mărit pensii și de menținut aparatul bugetar, mai are bani de stradă, școală și spital. Singura salvare pe care o avem la îndemână în acest moment sunt banii aceia pe care Europa i-a promis tuturor și pe care i-a bugetat, ca să zic așa, bani care ar putea să vină într-o mare măsură către noi și să ne dea posibilitatea să creștem economia astfel încât să plătim și niște pensii. Tot ce va trebui să facem este să luăm acei bani și să fim destul de deștepți să facem acest lucru. Mulțumesc pentru soluțiile voastre de astăzi. O să ne întoarcem la acest subiect la care ați sunat în valori pe măsură ce decizia va deveni și scriptică și vedem cum putem să mergem mai departe. Dar în actuala stare de lucruri trebuie să recunoaștem cu toții că mai curând ne îndreptăm către un faliment. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.